Inzendicțiile vin din China. Da. Ori, după cum știți, Taiwanul, pe lângă că este unul dintre cei mai mari producători de hardware din lume, exact. da? majoritatea laptopurilor pe care le avem noi acasă, vin din Taiwan. Pe de altă parte, sunt, produc 92% dintre microprocesoare. Microprocesoare care sunt de 4, 2 și respectiv 10 nanometri. Aia de 10 nanometri sunt folosite la armele care se folosesc astăzi, HIMARS și celelalte care se folosesc astăzi foarte mult în războiul din Ucraina. Uh, or, uh, după cum, dacă se întâmplă acest lucru, o mulțime din întreprinderile europene, americane, chiar și chineze, japoneze, coreene și așa mai departe, vor fi practic blocate în a mai produce multitudinea de automobile, adică toată ce, da. tot ceea ce înseamnă producție civilă, de la pleptopuri, telefoane mobile, prăjitoare de pâine. Orice are încastrat un automobil, automobil Wi-Fi și așa mai departe, toate funcționează pe aceste, pe aceste procesoare. Ele sunt infime și e foarte greu să le produci. Adică, vă aminte că Spania au spus acum un an că se apucă să facă ea o întreprindere care să poată produce 500 de milioane de microprocesoare pe an. Care nu ni pare o cifră mare, dar în realitate este mică. Ori s-a văzut că nici până în acest moment nu numai că nu a debutat producția, dar nici nu a reușit să adune toate echipamentele pentru așa ceva. Asta e, asta e dacă vreți să-i spunem miza economico psihologică a acestui conflict, pentru că ea practic va trage frâna de mână a economiei mondiale. China este marea beneficiară a globalizării. Mi-e mi foarte greu să înțeleg. Că cum și în ce fel, sau de ce în acest moment China luptă împotriva globalizării, în timp ce găsește, sau mă rog, încearcă să deschidă niște canale înspre India și înspre alte zone. Ce se întâmplă în Orientul Îndepărtat și înspre toată zona asta începe să devină extrem de complicat. Foarte interesant. Vedeți, conflictul economic și tehnologic care a existat în Pacific începând cu, încep, începând cu anii 2000, de fapt, de prin 96, este pentru prima dată când ajunge și în zona Atlantică. Da. Practic, am înconjurat lumea. Cine mai rămâne în... În afară sunt polul Nord și polul Sud. Rest toată lumea este prinsă în acest, în acest joc, care, cum spuneți dumneavoastră, are și o dimensiune psihologică, pentru că înseamnă în momentul în care nu mai poți vinde electronică, exact. nu mai poți să produci o mulțime de lucruri, și că acele lucruri pe orizontală vor bloca economii, lumea va deveni mai săracă și probabil va căuta, asta e lucru probabil cel mai ciudat, să se autonomizeze, adică să, încear, să încerce să își construiască propriile întreprinderi de industrie locale, e problema venit. specialiștii